vedem, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, ne și reauzim la podcastul Spandugino, Dialoguri și Repere, un nou episod. Astăzi, invitat este Daniel Cristianache. Bine ai venit, Daniel! Bine te-am regăsit, Cristian, și am emoții, emoții de rigoare, fiindcă e primul podcast din viața mea. Din acest moment, te invit să nu mai ai emoții, le preiau eu și te întreb direct, ai scris pe Facebook despre linia de conturi. Doi. Am scris încă înainte să apar cartea, fiindcă am o comunitate de prieteni care așteaptă de la un critic literar postări cu conținut literar. Deci, cumva le-am oferit ceea ce, ceea ce doreau, ceea ce așteptau de la mine și am avut reacții foarte bune să vedem după ce se editează acest podcast, să vedem feedback-ul lor. Linia, linia, de contur 2 e o continuare la linia de contur 1. Dacă e facem așa o trimitere la unele filme din copilăria noastră, să ne așteptăm și la o linie de contur se întoarce? Un, Sequel, cum se spune, nu, aici uh, editora poate răsufla ușurată. Este ultimul volum din uh, această serie, uh, Linia de contur. Uh, și uh, oricum, având în vedere că acest volum are peste 1000 de pagini, și primul are, dacă mi-aduc bine aminte, peste 800, deci uh, uh, este o linie de contur destul de lungă. Și care a încercat, și cred că reușește să cuprindă cât mai multe titluri importante, reprezentative din proza românească, din memorialistica românească, jurnalele autohtone, cărțile de corespondență, acestea au fost cuprinse în volumul 1, respectiv din lirica noastră, care. Dă sumarul volumului al doilea. Deci, am în aceste două volume toate genurile literare, cu excepția teatrului și a genurilor metaliterare, critica și istoria literară, eseul Aha. și așa mai departe. Ce e de fapt o linie de contur și de ce e ea, să zic așa, importantă, poate de neevitat, da. în raport cu, cu literatura? M-am gândit mult la titlu, fiindcă titlul este foarte important și foarte în bun opinia tenice, mea pentru o carte. Fi. Da, este foarte Sincer. bun fiindcă poate să însemne mai multe lucruri, este plurisemantic. Um, am discutat chiar cu o mătușă a soției mele care a lucrat în proiectare, fiindcă în proiectare linia de contur înseamnă ceva, prea complicat pentru a descrie okay. acum, uh, și se potrivea și acea accepție tehnică. Uh, Ideea de bază, cred, ideea cadru este aceea că nu trebuie să vedem uh, literatura uh, clasică sau contemporană numai prin uh, prisma unui anumit autor sau anumite formule, uh -huh. uh, printr-o anumită poetică, ci literatura română și orice literatură uh, europeană, universală, sunt importante în măsura în care avem mai multe puncte. Din aceste artistice, mai multe uh, filozofii literare, mai multe formule, mai multe poetici, mai multe școli de uh, literatură, și că toate împreună fac o mulțime, fac uh, un cerc care este mai interesant decât uh, un singur punct de pe uh, circumferința lui. Cum stăm mai bine, din punctul tău de vedere, în ultimele, în ultimele multe decenii pe care le survolează? Și linia de contur 1 și linia de contur 2. La proză sau la poezie? Stăm mai bine la linia de contur 1 sau la linia de contur 2? Sau, poate cum se spune, într-un într film, situațiunea este complexă și prezintă multe aspecte? Dacă ne uităm la grosimea acestor volume, ea e comparabilă. E, com e comparabilă calitatea celor două genuri repet, introduc în genul epic și cărți care nu sunt de beletristică propriu zisă, jurnale, memorii, corespondență, dar care având valoare literară, valoare artistică, de pildă, să dau un exemplu, jurnalul Fericirea lui Steinhardt. Da. Nu este o carte de beletristică, dar este o carte de mare literatură. Și o mare carte în sine, da. Da, non-ficțională, mm. Dar depășind multe cărți de beletristică uh, propriu-zisă, mm -hmm. uh, și deci comparând acest gen epic în uh, măsura mai largă, mai cuprinzătoare uh, cu care l-am gândit, și pe de altă parte genul liric, uh, se poate observa că într-adevăr ele sunt uh, comparabile, uh, cuantificabile pe aceeași linie valorică, altfel spus că și proza autohtonă și poezia sunt cam la același nivel. Când face critică literară Daniel Cristea cum, cum, o face? Care este, să zic așa, trusa bunului critic literar din punctul tău de vedere? Trusa pe care tu o utilizezi? Așa cum spuneam, sunt poezi diferiți, prozatori diferiți, sunt și critici literari diferiți. niciunul dintre noi nu seamănă cu Cum e Daniel Cristian, altfel, ca să zic așa. Da. Deci ar trebui să vorbesc despre diferența specifică, de ceea ce mă, okay. De ceea ce mă individualizează în raport cu ceilalți în primul rând, uh, critici da. istorici literari. Uh, însă, eu sunt mai fascinat de ceea ce mă apropie de ei, uh, de ceea ce împărtășim și de uh, elementele și valorile comune. Cred că un critic literar nu trebuie să iasă prea mult în evidență, nu trebuie să fie prea uh, reliefat, Uh, nu trebuie să pună în umbră, prin personalitatea lui, uh, textul, opera literară pe care o interpretează. Să se pună cumva în locul autorului, să, să, fie, uh, să fie mai autor decât autorul pe care îl comentează. Cum uh, făcea, de pildă, Călinescu. Citești istoria lui Călinescu, de la origini până în prezent, ca pe un roman, așa cum s-a spus, și de multe ori nici nu te mai interesează despre cine scrie ce spune, te interesează fraza lui uh, Călinescu. Uh, eu am evitat acest model călinescian uh, și încerc să mă pun pe mine în paranteză și să devin cât mai transparent, astfel încât cititorul, prin mine, uh -huh. să aibă acces la uh, opera literară uh, neperturbată de liniile personalității mele. Un fel de impersonalizare, dacă vrei. Aceasta ar fi deci una dintre trăsăturile distinctive între mine și alți critici care nu vor să-și reprime această personalitate. Și, de fapt, de la cine ai învățat sau de la cine ai furat, într-un sens nobil, meserie? Meseria asta care implică durată, nu? E o, un critic literar serios, e un competitor de, de cursă lungă. Deci, de la oameni, de la mentor, de la cine ai învățat? Când erai mică, ai vrut să te faci critic literar când vei fi mare? Nu. <laughs> uh, am spus în mai multe rânduri că dacă nu era Revoluția, uh, nu s-ar fi creat la liceul nostru de matematică fizică o clasă de uman. Uh, eu mergeam pe filiera aceasta matematică fizică și urma să dau la AS: uh -huh. Să devin economist precum tatăl meu, el era modelul, tatăl meu natural, Marius Enache, care a murit însă în 1987. Am fost adoptat de familia criticului Valeriu Cristea și inevitabil am intrat sub presiunea benefică a personalității lui și a modelului pe care el îl oferea. Îmi plăcea literatura de mic, dar văzând un critic literar de aproape, Uh, am început să mă gândesc. Uh, iar la liceu, având un profesor de limba și literatura română extraordinar, profesorul Anton Chevorchian, și având deci doi poli de farmec, de contaminare, nu? De farmec da. uh, literar și metaliterar, adică și acasă, și la școală, uh, eram uh, făcut să mă, mă reîndrăgostesc de literatura română și n-am rezistat acestei atracții irezistibile, astfel că atunci când s-a creat clasa de uman după Revoluție, m-am mutat de la real la uman și apoi am dat la facultatea de litere și apoi a, a mers traiectoria prin punctele filologice importante și necesare pe acest traseu. A mai fost o bifurcație totuși la sfârșitul facultății, când a trebuit să mă înscriu la master, îmi um, făcusem lucrarea de licență pe limba română, pe lexicologie, cu profesorul Teodor Hristea și am ezitat foarte mult dacă să mă înscriu la master la lingvistică sau la uh, literatură română, deci acolo a fost a doua bifurcație. Uh -huh. Până la urmă am ales literatura română și cred că am ales bine. Hmm. Îmi vine în minte o, o întrebare așa intermediară apropo de ce ai zis înainte, real și uman. Oare literatura nu e reală? De ce este diferența asta? Nu e ușor exagerată? Real și uman se referă la disciplinele tari, disciplinele științifice, da. respectiv disciplinele umaniste, nu numai literatura și istoria, ce mai făceam noi, filozofie, logică, am făcut la un moment dat, eu am observat că foarte mulți dintre cititorii mei și dintre cititorii buni nu sunt filologi, nu sunt oameni care au făcut facultăți de profil, ci sunt medici, ingineri, arhitecți, economiști, contabili. Deci chiar dacă ei au o profesiune care nu-i obligă să citească Uh, pentru a se pune la punct cu pregătirea lor profesională. Uh, ei literalmente citesc de plăcere. De multe ori ei ci, sunt mai buni cititori decât uh, cititorii din uh, lumea literară și din această sferă filologică. Specializată, da. da. Întrebarea ascunsă, întrebarea din spatele întrebării este de fapt care este acum după decenii de lecturi făcute cu regularitate, după ce ai înghițit biblioteci întregi. Care este pentru tine realitatea literaturii? Asta e o întrebare foarte grea. Ziua, un pic? <laughs> da, este o întrebare foarte da. grea. Realitatea literaturii este o, după mine, este o extensie a realității propriu-zise uh, și am făcut eforturi după revoluție. am făcut eforturi să nu mă scufund în lumea literaturii, să percep încă diferența dintre realitatea literaturii și realitatea propriu-zisă, să n alunec dintr-una în cealaltă. Așa cum se întâmpla înainte de decembrie 1989, fiindcă într-o dictatură, într-un regim totalitar, oamenii caută soluții de supraviețuire, nu numai fizică, și intelectuală, spirituală, și atunci se refugiază într-o lume compensatoare. Credința, literatura, filmele de artă mai țin minte da, ce sigur. nebunie era la cinematecă să și vedem Și la cinematecă de Mars de Da. La... Ei bine, după revoluție raportul s-a schimbat și a venit la Țanc pentru mine revoluția, fiindcă eu aș fi riscat să rămân absorbit în realitatea literaturii și să cred că aia este singura dimensiune. Scufundat, cum ai zis da, tu mai înainte. Singura dimensiune în care se putea respira. Or nu e așa? Ori nu e așa, dar ne-a ajutat Revoluția să ne dăm seama de asta, fiindcă am putut să ieșim în stradă la propriu și la figura și să vedem o societate, firește cu convulsiile respective din anii 90, dar o societate formată din oameni și din valori sociale care trebuiau înțelese ca atare. Și cred că literatura este un foarte bun ghid. Atunci când o citești cu atenție, este un foarte bun ghid pentru viața reală. E rutină în sensul uh, neutru sau chiar negativ, sau din potrivă este chiar plăcere să faci critică literară, la limită critică literară de întâmpinare? Orice pe uh, lumea asta și în viață se poate transforma într-o rutină. Ceva foarte intens. Uh -huh. Foarte profund la început ceva care uh, reverberează în tine, uh, când repeți și când o transformi într-un într obicei sau într-un ritual, își pierde o parte din uh, intensitate și din uh, emoția cu care făceai acel lucru pentru prima oară. De aceea este foarte bine ca uh, un tânăr să-și aleagă exact domeniul care îi place cel mai mult. Să nu facă compromisuri cu uh, propria apetență pentru un domeniu sau altul. Fiindcă, dacă nu există această plăcere enormă inițială, care apoi se va mai știrbi prin rutina inevitabilă, dacă nu pornești de la început cu un mare bagaj de plăcere și de, uh, până la urmă, de efort intelectual în direcția uh, respectivă, uh, rutina va deveni uh, ucigătoare. În cazul Cronicii Iterare este și mai complicat față de alte specii și forme ale criticii și istoriei iterare, fiindcă Cronica Iterare se face săptămânal. Deci, în fiecare săptămână trebuie să citești câte o carte și, și apoi să, să scrii despre ea în 8000, 9000, 10.000 de semne pentru România Iterară sau pentru altă revistă să trimiți până la un anumit da? deadline în fiecare săptămână în fiecare săptămână și gândește-te că fac asta din februarie 1997, deci la anul se vor face 25 de ani de cronică literară de săptămânală. Deci inevitabil puțină rutină s-a depus în acest exercițiu, dar pe de altă parte citind în fiecare săptămână o altă carte, un alt autor, intrând într un alt univers ficțional această varietate, această diversitate, acest inedit al fiecărei cărți, la rândul lor topesc din rutina care se poate instala. Daniel Cristina Enache, Linia de Contur 2, editura Spandugino, la podcastul Spandugino, Reziliență prin Cultură. Daniel, care sunt, din punctul tău de vedere, așa foarte sintetic, marile virtuți ale faptului de a face cronică literară? E o specie, aș spune, cred că ești în asentimentul meu, mai pretențioasă decât pare la, la prima vedere. E una dintre cele mai dificile din uh, critica și istoriografia da. literară. De ce? Fiindcă e făcută în direct, e făcută, am spune azi, live. Da. Merge așa pe o sârmă, sub privirile publicului și... Uh, care diferiți autori în brațe, și trebuie să treci pe sârma aceea cu autorul până la capăt, fără să-l scapi și fără să-ți alunece piciorul, nici în sensul supralicitării lui, nici în sensul subevalorii, să oferi un verdict, să fii de multe ori tu primul care oferă acest verdict despre o carte, fiindcă e mult mai dificil să spui despre un autor român de azi că este valoros sau nu, decât despre Rebreanu sau Camil Petrescu sau uh, Eminescu, cei pe care istoria literară i-a omologat, omologat de mult, i-a introdus în canon, sunt valori sigure, nedisputabile, dar uh, pentru Lovinescu, uh, care îl citea pe Rebreanu pentru prima dată și scria despre el, uh, era foarte dificil să spună la prima lectură a romanului Ion că e vorba de un mare roman. Deci... Mutatis mutandis, astăzi. Da. Deci a face cronică literară este ceva foarte dificil și nerecomandabil Celor spiritelor cu... prea sensibile. Dar riscurile acestei meserii sau vocații, da. profeții sau vocații? Există un risc pentru cel care face cronică literară să se înșele, să greșească, gustul lui să nu poată să discearnă elementul de originalitate uh -huh. al autorului pe care îl comentează. Este un exemplu, un exemplu celebru al lui saint care nu l-a recunoscut pe Baudelaire și care a spus despre el că poezia lui Baudelaire este ceva excentric dintr-o camciatca a literaturii. Uh, și la noi au fost exemple exact. de autori care, de critici care nu au recunoscut uh, valoarea sau uh, să spun, atemporalitatea unor autori importanți. Vorbeam de Lovinescu, una dintre erorile lui grave, a fost aceea că spunea că peste un timp, literatura lui Caragiale se va perima, fiindcă ea este foarte legată de niște realități politice, sociale și istorice de ale context. epocii lui. Da. Ori noi vedem astăzi e, Caragiale e mai, act mai, bun, exact. e mai actual ca niciodată. Exact. Nu știu câți de, de pe stradă au auzit de Lovinescu, dar de Caragiale au auzit toată lumea. Deci, orice cronicar literar, oricât de mare ar fi, Senbău, Lovinescu sunt și alte exemple, nu este scutit de erori de gust. Iar apoi sunt consecințele previzibile ale faptului că critici pe un autor. Faci o cronică negativă unui autor cu care te întâlnești în viața de zi cu zi, peste o vreme, și care se uită la tine într-un anumit fel dacă nu-ți dedică un text într-o revistă sau pe internet. Deci, riscuri ale meseriei și ale acestei funcții evaluative. Atunci când pui un verdict, este foarte firesc ca cineva să fie nemulțumit de verdictul respectiv. E o obligație să faci greșeli în uh, critică literară, sau e ceva inevitabil, sau e ceva accidental? Trebuie să faci greșeli, sau uh, există un risc mare să le faci? Uneori. Există, cum spuneam, un risc să le faci, dar cred că e onest ca dacă ai greșit, s-a întâmplat să greșești, să recunoști să nu persiști, să nu perseverezi în greșeală, să te reevaluezi, să te revizuiești, cum o făcea Lovinescu însuși, care se expunea ironilor. A fost inclusiv un cuplet făcut de Constantin Tănase potriva lui Lovinescu, spunea că criticul Lovinescu se revizuiește, fiindcă periodic Lovinescu revedea ceea ce scria și venea cu accente noi, cu plusuri sau cu minusuri față de lectura anterioară, teoria lui, care este și al lui Nicolae Manolescu în generația următoare, fiind aceea că niciodată nu citim într-o lectură la fel cum o făceam în lectura anterioară. Totdeauna perspectiva noastră diferă mai mult sau mai puțin. Subscrie aceste perspective? Nici lectur... al... da, lec o nicio lectură, nu se, nicio lectură pe care o facem nu se repetă, mai ales când facem lectura nouă după câțiva ani. Între timp, Nici noi, gândim, exact. noi gândim puțin da. uh, diferit. Am citit alte cărți, încadrăm altfel cartea respectivă în sistemul uh, da. literar. Uh, avem chiar o altă expresie critică, scriem altfel. Uh -huh. uh, de aceea, de pildă, nu pot să înțeleg cum un critic precum Eugen Simeon își reeditează Scritor român de azi, în patru volume, apărute toate înainte de 1990, își reditează de deci, scritor român de azi, lăsându-le exact, volumele exact așa cum le-a publicat în ediția întâi, de parcă literatura ar fi înghețat la data 1977-1983 și așa mai departe. Ca și cum Nicolae Breban, care e în carte, n-ar mai fi scris nimic din 1977 încoace. Ca și cum gen Gensimion însuși n-ar mai fi citit nimic de atunci care să-i schimbe uh, verdictul inițial. Deci, um, fără să ne revizuim, așa să spun, uh, cu bun simț, uh, la 180 de grade sau cum ar spune Gigi Becali, la 360 de grade, și deci, fără să ne revizuim în sensul să, ce negam ieri, să afirmăm azi și uh, viceversa, o revizuire, cum spuneai, de bun simț și care să fie în acord cu impresiile noastre în urma unei lecturi noi, să fim fideli propriilor noastre impresii, o revizuire este inevitabilă. E un semn de sănătate, sănătate intelectuală și, Dar... de, și de profesionalism. Da, și de, și de probitate și de cinste profesionale, Aha. de acord. Dar apropo de riscuri, riscă un critic literar și prietenile sale când scrie despre Evident. cărți? Evident. Ce fel de fapt, ce fel de prietenie natură să aibă un critic literar? Cel mai bine e să, nu aibă să nu aibă prietenie în lumea literară. Asta e o variantă. <laughs> ideală, să zicem. Da. Uh, și... și de ce să nu aibă prietenie în lumea literară? Întreb ca un avocat al diavolului. Știu, uh, din experiența mea, de ce? Și subscriu, dar tu și mă gândesc la cei care afir, au mă la cei care au această particularitate că sunt un cuplu de scritori sau un cuplu de critici literari sau critici literari uh -huh. și scritori. ce ce viață duc ei la domiciliu cu inevitabilele tensiuni, controverse, polemici din lumea literară care se răsfrâng în interiorul relației, în interiorul acestui raport conjugal cu diferențe uneori, un caz extrem, totuși. diferențe unor acute, iar doi scriitori care sunt soți, inevitabil intră într-o anumită competiție, într-o anumită concurență. De aceea, e mai bine să nu ai prieteni în lumea literară sau să ai mai degrabă amici decât prieteni. Să păstreze aceste raporturi sociale și colegiale necesare, dar să nu duci prietenia dincolo de anumite praguri unde acea încredere a unui autor în sine însuși devine dominantă. Deci, oricât de bun prieten ți-ar fi un scriitor, dacă tu. Nu-l auzi și nu-l apreciezi așa cum consideră el că merită. Încrederea lui în propria lui valoare literară este mai puternică decât prietenia pentru tine. Corect. Haideți să luăm cazul, uh, un caz ușor diferit. Să zicem că totuși ai prieteni, iar unul dintre prieteni scrie o carte proastă, slabă, jalnică. Cum e drept să procedezi în calitate de critic literar în raport cu acea carte? Dacă ești un cronicar literar profesionist, nu ți cont de relația de prietenie, o consideră o relație extraliterară și scrii despre carte așa cum crezi că ea merită. Onestitatea, onestitatea criticului literar și a cronicarului literar nu este față de autori. El nu le datorează ceva autorilor. El datorează cititorilor. Și asta nu înțeleg destul de mulți critici literari Fără care. Scriu despre autor. Și nici autor nu înțeleg. Își trimit cronicile, le arată cronicile, le spun că vor scrie despre ei, uh, intră într-un fel de relație de complicitate cu autorul despre care ei urmează să scrie. Ori ei urmează să scrie într-o relație de, cum spuneam, de impersonalizare, de obiectivitate, punând între paranteze eurile lor uh, sociale, uh, ei au o, o lectură a textului și se adresează cititorilor, nu autorilor. Deci în timp ce destul de mulți critici literari scriu pentru autori, iată o altă marcă distinctivă a scrisului meu, eu scriu pentru cititori. Eu dau socoteală în fața cititorilor, eu nu dau socoteală în fața autorilor în despre care scriu, de incluzându-i pe prietenii sau pe dușmanii mei. Cum navighezi ah. adversitățile? Culturale, vreau să zic. Le și provoci uneori sau vin de la, de la sine? În fiecare epocă și perioadă istorică și culturală, atunci când un critic se află în centru, în ceea ce se numește mainstream, în sfera aceasta simbolică spre care se îndreaptă toate privirile, este absolut firesc ca el să provoace. Controverse, adversități, chiar cât o ură din aceasta de durată uh -huh. uh, care, nu se, care nu se stinge niciodată uh, a unui autor sau altuia, nemulțumiți uh, până la a fi livizi sau negri la față de furie, nemulțumiți de felul în care le-ai citit o carte sau alta. Uh, vorbeam despre Lovinescu este nu numai cel mai mare critic literar din epoca interbelică și arhitectul uh, literaturii interbelice, este și cel mai injuriat critic literar din aceeași epocă. Și cei care îl insultau pe Lovinescu nu erau niște nei ca nimeni, erau Camil Petrescu care a scris o carte întreagă, Eugen Ionescu, evident Călinescu care a făcut un portret devastator în istorie, deci erau oameni de prim rang, Ion Barbu în literatura română. Deci iată exemplul cel mai potrivit pentru a înțelege că a fi cronicar literar și a fi în centrul literaturii naționale într-o anumită epocă istorică nu este ceva recomandabil pentru oricine, trebuie să ai vână, trebuie să ai o anumită constituție. Chiar și stomac, într nu? Da, o anumită constituție intelectuală și o anumită tărie morală pentru a-ți face meseria în aceste condiții. Așadar putem spune că invectiva în jurătura, între ghilimele, contestarea contează, la fel, de mult, contează la fel de mult ca și laudele. Am și scris un text, o tabletă pe această idee și anume aceea că laudele pot fi interesate, pot fi lingușitoare, lăudându-te Cineva poate să vrea ai să bună, obțină aștepte, ceva exact, da? în timp ce o injurie, o insultă, un nu are, nu nu are un, o strategie de captație, o benevolență în spate și citind cu atenție injuria respectivă, poți vedea printre rânduri sau uneori chiar în rândurile injuriei ceea ce el îți recunoaște. Corect. N-am uitat întrebarea mea la care tu ai răspuns doar pe ocolite, așadar tu cum navighezi? asemenea momente de adversitate? Uh, îmi place uh, lumea literară. Uh, și zburjul ei, îi da, și, cu ei da? și curenții ei. Da. Mai de adâncime, mai de suprafață. Okay. Uh, niciodată nu am rămas supărat pe scritorii uh, care s-au referit negativ la mine, la și scrisul nu putem meu. nu puteam spune despre ei în raport cu Da. <laughs> uh, scritorii au personalitate, scritorii da. au temperament. Uh, și uh, chiar uh, trebuie să înțelegi în manifestările lor uh, omenești de furie sau de tristețe de deprimare uh, provocate de um, paginile tale. Dar pe de altă parte, niciodată nu mi-am uh, reglat scrisul în funcție de ce vor spune X sau Y. Am adică, fost permanent. Lor, nu? Da, permanent, am fost liber în ceea ce am scris. Uh... Deci navighez cu multă plăcere și, plăcere și cu interes de observator al naturii umane și al naturii literare. Asta e și pentru că, ziceai mai înainte, foloseai termenul ăsta, ești în, în centru, în centrul simbolic și atunci atrage tipul acesta ce tipul acesta de, de contestări. Cum e sau este tot una? A face critică cu a exercita spiritul critic? Sunt uh, indisolubil legate, sau ar trebui să fie, uh -huh. uh, fiindcă fără spirit critic ajungi la o critică în această călduță acomodantă, uh, și care până la urmă nu contează, care nu mișcă nimic în uh, literatură. În, în literatură este la fel de important să spui da, după cum este să spui nu. Să arăți care sunt valorile reprezentative pentru o anumită perioadă istorică să arăți care sunt uh, autorii supralicitați, supraevaluați, să faci un fel de act de justiție literară, de aceea este important să spui nu și la un nivel macro. Iar apoi, pentru un uh, scritor lucid, pentru un scritor care înțelege funcția criticii, să-i faci niște obiecții critice, este foarte important fiindcă el își poate modifica scrisul sau măcar poate să încerce să-și modifice scrisul în funcție de lectura critică pe care tu ai făcut-o. Dacă mm -hmm. îi mângâiem pe toți pe cap și le spunem tuturor că sunt Genial, geniali, cel cel simt, da? critica noastră nu va mai avea niciun efect. Ba chiar și literatura în sine cred că... Da, iar literatura pierzându-și literatura contemporană pierzându-și instanțele de evaluare și de valorizare, va deveni amorfă, nestructurată și vor fi dominanți cei care au mai mult succes de public, cei care vând mai mult, cei care se promovează mai bine, cei care au tiraje mai mari, ei vor fi scritorii importanți ai perioadei respective. De aceea este nevoie de critică și de spirit critic. Din experiența ta, cine se supără mai ușor, mai repede și pe timp mai, mai îndelungat? Bărbații. Poeții sau prozatorii? Bărbații. Bărbații. Dar, poeții sau prozatorii? La fel. Nu, nu e o diferență de gen aici. Bărbații sunt mai supărăcioși și mai resentimentari. Sunt și mai mulți în literatură există încă o asimetrie. Deși de pildă în România sunt mai multe femei decât sunt bărbați, iar în literatură publicul este preponderent feminin. Procentul de cititoare este mult mai mare decât procentul de cititori în ceea ce înseamnă scrierea de literatură. Bărbații par să dețină în continuare majoritatea Sunt mai mulți uh, scriitori decât scriitoare uh, Și, cum spuneam, sunt mai supărăcioși Mai uh, resentimentari În timp ce scriitoarele au o demnitate Și au așa un ștaif Revenim frontal la linie de contur 2 uh, Foarte pe scurt, cum ai desenat volumul ăsta care e adică așa designul linie de contur 2 sunt mai multe femei sau mai mulți bărbați? Mai mulți bărbați. Și aici, la poezie, da? Da. Uh, și chiar am un opțional la facultate pe care vreau să l schimb. De la anul, se numește 5 poeți. Și am numai 5 poete nu da. An, da. Și vreau să fac 5 poete. De ce? Pentru că pot fi selectate din literatura română din mai multe epoci. Cel puțin cinci poete importante care să arate că sunt deschis și către genul liric feminin. Nu știu dacă există neapărat în poezie o poezie masculină și o poezie feminină, dar există o condiție autorială diferită. Un bărbat are un alt sistem de gândire și de expresie decât o femeie și vreau să explorez uh, din interior acest sistem de gândire și de expresie al uh, poetelor. Afirmația al femeilor. ta, ca să îngroșăm o linie da. și să anticipăm uh, eventuale critice, e una descriptivă. Nu este una de, de evaluare, ceea ce ai spus mai înainte, despre diferențe. Sunt da. diferențe... Sunt diferențe de gen. De gen, da. Da, sunt diferențe de gen, uh, în mod clar, și atunci, cred că misia unui cercetător obiectiv este să exploreze și un gen și celălalt și să vadă particularitățile fiecărui sistem și să o facă într-un mod literalmente sistematic. Nu să se legitimeze pe o construcție preponderent falocentrică, cum se spune, adăugând așa da. la Bombu și două trei nume de autoare femei ca să arate că are e diversitate, deschidere. Da. nu, da. deci chiar să exploreze această diferență de gen. Și în linia de contur sunt destul de multe poete, sunt mai mulți poeți. iar selecția urmează acest contur al unor epoci literare diferite, epoca interbelică. Epoca postbelică, epoca post-revoluționară, de după decembrie 1989, da. și uh, structurată pe generații de poeți. Ce înseamnă aici generații de poet? Care e definiția cu care tu operezi? Cât înseamnă? Uh, merg pe generațiile, să spun așa, împământenite în critica românească, și aici au fost unele. Polemii și controverse, da. de pildă, la îi susținea că la fiecare 10 ani apar o nouă generație. Puțin cam exagerat punctul ăsta de vedere. Uh, Îl luăm ca atare, dar. Nu e neapărat exagerat, cât uh, mi se pare puțin artificial. E un sensul, în să Sensul să că uneori pot trece 11 ani, alteori pot trece 8 ani. 8, da, 8 sau, ani până în se... 2000. Da. Pace... da. Poate Ti... Chiar mai mulți de vorbea despre trei generații într-un secol. 33 de ani. 33 3 da? de ani. La noi s-au împământenit uh, generația 60, da. generația 80. Uh, generația 90 nu este recunoscută decât de către unii, alții susțin că 90iștii sunt o Cu prelungire excesie. a 80 ilor și în fine generația 2000. Dar acum se vorbește și despre o generație post 2000 sau postumanistă am câțiva uh, autori foarte tineri și din această, să spunem, ultimă, cea mai recentă generație, după cum am și autori din uh, generația interbelică uh, care au uh, trăit, au, au avut o anumită longevitate și au creat și în timpul comunismului, uh, de pildă Argezii, Bacovia, uh, Bogza și alți câțiva. Deci uh, plec din epoca interbelică și ajung până la poeții postumaniști de 20 și ceva de ani de astăzi. Cum e în evaluarea pe care o oferă cartea ta uh, poezia scrisă în libertate la noi? E o poezie bună? În libertate însemnând după momentul acela de tăietură, după 89. Poezie bună, foarte bună, spectaculoasă? Asta e o întrebare foarte bună, de altfel și am celelalte, și, de și celelalte erau astfel. Mulțumesc. Este o întrebare foarte bună, fiindcă după 90 am avut tendința cu toții să spunem că ceea ce a fost înainte de decembrie 1989 n-a da. fost bun. Să respingem, să rejectăm tot ceea ce se făcuse înainte de decembrie 1989. Chiar s-a folosit sintagma că a fost o Siberia a spiritului. Da. Ceva dezolant, un relief valoric viciat, pervertit de relieful ideologic. Ori privind acum, în urmă, după 30 de ani de la Revoluție, ne dăm seama ce literatură bună s-a scris în timpul regimului comunist, mai ales din 1960 încoace, da. după ce a început să se liberalizeze puțin scena. Politică și culturală, sfârșitul epocii, deja începutul epocii Ceaușescu, atunci s-a născut generația 60. Și numai dacă le spun numele, ne dăm seama ce valori uh, au existat în regimul comunist în literatură. Nikita Stănescu, Marin Sorescu, Ileana Mălăncioiu, Leonid Dimov, Ana Blandiana, Ioan Alexandru, numai în poezie, Augustin Buzura. Nicolae Breban, puțin mai vârznic, Marin Preda, Constantin Țoiu, Dumitru Radu Popescu, Fănuș Neagu, Ștefan Bănulescu în proză, în critică, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Matei Călinescu, Lucian Raicu, Virgil Nemoianu, Ion Negoițescu, puțin mai vârznic. Deci foarte, foarte multe nume importante care au creat în interiorul regimului comunist și care oferă pentru noi cei de astăzi, oferă un reper valoric și totodată un uh, element de comparație destul de stânjenitor pentru noi. E greu unui prozator român de astăzi, care are 40, 50, 60 de ani, să se compare cu vreunul dintre prozatorii ale căror numele am dat mai înainte. Numele acesta fiind o baterie de argumente împotriva ideii că a fost o Siberia a exact, spiritului. Exact. Întrebarea mea era dacă după 89 poezia e bună. Da, deci uh, deocamdată am demonstrat că înainte de 89 era foarte, foarte bună. bună. Da. Dar era mai bună decât asta de Și era, era foarte bună și pentru că exista o uh, confruntare permanentă cu cenzura. Și pentru poezii, exact. și pentru prozatori. Uh, scritorii se luptau cu cenzorul pentru a scrie o literatură cât mai curată, cât mai uh, neviciată de ideologie. Uh -huh. După ce s-a terminat cu acest regim, când n-a mai existat cenzură, libertate totală de opinie și expresie, mulți scritori și-au pierdut capul. N-au mai știut ce să facă, n-au mai știut cum să scrie, fiindcă ei fuseseră obișnuiți să înfrângă niște rezistențe și să se lupte cu niște presiuni care durase zeci de ani. Și deodată observau că nu mai au cu cine să se lupte și de ce, că pot să scrie orice, că între ceea ce gândesc și ceea ce exprimă pe hârtie nu mai trebuie să existe niciun fel de cod parabolic, alegoric, niciun fel de scritură oblică. Nu mai trebuie să scrie oblic, așa cum spune Argezi, acum pot scrie direct, pot scrie transitiv, uh, neted. Și mulți au ratat această, acest nou test, această nouă formă de examinare. N-au mai știu să, să iasă din codurile complicate pe care le creaseră și să scrie altfel decât o făceau înainte de decembrie 1989. Asta știm, pentru cei care au prosa. Atunci. Da. Dar cei care sunt tineri da. și vin după 1989? Deci, a, fost, a fost foarte greu pentru prozatorii generațiilor anterioare să se adapteze la această nouă realitate. Și dacă privim cu atenție lucrurile, vedem că există un fenomen de respingere între autorii afirmați înainte de 1989 și autorii afirmați după Revoluție. Correct. Fiecare nutrește sentimente nu foarte plăcute față de cealaltă tabără clasici, să le spun așa, îi consideră pe cei mai tineri. Îi consideră superficiali, lipsiți de consistență. Pur și simplu că nu au creat niște opere importante și durabile. Iar cei tineri din generațiile de după 89 îi consideră niște scriitori expirați, dinozauri și așa mai departe. În poezie avem aproximativ aceeași, aceeași situație. Dacă vedem pe cine selectează tinerii poezi de astăzi din generațiile mai vârstnice, observăm că sunt două, trei nume maximum. Angela Marinescu, Ion Mureșan, care e deja din generația 80, poate Emil Brumaru și cu asta s-a încheiat. Deci nu vom vedea un tânăr poet de astăzi revendicându-se de la Leonid Dimov, de la Nikita Stănescu, de la Ioan Alexandru, de la Ion Gheorghe, de la Ștefan Augustin Doinaș, ca și cum ar începe un alt fel de literatură și un alt fel de poezie și poezia generațiilor mai vechi este datată și defazată și depășită. E mai ușor să scrii poezie în condițiile astea când ai acest cum se numește, prezentism al abordării și crezi că poezia începe cu tine, dar riscul pentru acești uh, poeți neconștienți de tradiția din spatele lor este că ei repetă uh, involuntar și uneori in inocent, repetă ceva ce s-a mai făcut. Uh, de pildă, Elena Vlădăreanu, în primele ei volume de poezie, erau foarte avangardiste, foarte șocante, dar numai pentru cei care nu l-citiseră pe Joe Boxa, care făcea exact aceleași lucruri ca Elena Vrădreanu, mult zi. mai mult mai devreme și la un nivel artistic mult mai elevat. Elevat, uh, elevat în sensul plasticității uh, poeziei și nu în sensul uh, tematicii. Deci Elena Vrădreanu, care probabil nu l-citise pe Joe Boxa, uh, era pentru mine un Boxa diluat mai palid și prin urmare irelevant. Deci acesta este riscul pentru poeții care nu și-au citit, nu i-au citit pe cei dinaintea lor. Zicem bine sau e o exagerare dacă formulăm așa dictatura e mai bună, mai benefică pentru poezia românească decât libertatea, condiția libertății? Din nefericire, Da. Deci, nu -i Din nefericire, da. Din nefericire, da. Sunt trist să constat asta, dar poeții se va vedea și în cartea mea. Deci, exact. până la generația 80, inclusiv, cei care au scris poezie înainte de 1989, care au publicat poezie în condițiile foarte dure de atunci, sunt superiori artistic celor care au scris în libertate. Dar dictatura aceasta din România a avut două faze, așa cum istoricii o știu și o tot spun, este faza dejistă, stalinistă, foarte dură. Acolo hard. De șert, aproape. Comunismul hard, unde mm. literatura era ori propagandistică, ori nu era. Și acolo avem doar câteva volume care se salvează din anii 50, Moromeții, Cronică de familie și Groapa, trei romani. Proză mai Proză, da? da. Iar la poezie nimic, absolut sigurie, nimic. Poezia fapt. este propagandă pură și chiar poeții importanți, Nina Casian și alții care scriu, fac lirica atunci, trebuie să scrie poezie propagandistică, numește, da. cea pe care a adunat Eugen Negrici în mai multe antologii Foarte și sinteze. Făcut. Deci, aceasta este faza foarte dură a comunismului, de la noi, în care literatura practic este înlocuită cu propaganda. Dar din anii, începând cu 1960-60-63, când sunt eliberați deținuții politici, apoi vine Nicolae Ceaușescu la putere, care vrea să se arate ca liberal și să arate că el este mai reformist decât Gheorghiu. De fapt, Reforma o inițiase dej. Ceaușescu doar a continuat-o. Uh, generația 60 și apoi uh, generația 80 uh, vor profita de acest uh, climat de liberalizare. Uh, Ceaușescu a încercat să reintroducă realismul socialist în literatură prin tezele din iulie 1971, dar literatura română se consolidase deja, se constituise, erau niște autori importanți care au refuzat să scrie așa cum uh, scrise sărăcei din epoca realismului social. Erau niște instituții. Deveniseră instituții niște la... instituții. Era greu da. să-l mai obliși pe Marius Sorescu să da. scrie ca Tipul Veronica Iubim, tam, sau... Porumbacu da. din anii 50 sau să-l obliși pe Nicolae Manolescu să scrie precum criticii realiști sociale și proletari cultiști din anii 50. Deci literatura română atunci a consolidat o autonomie față de regim pe care și-a apărat-o până în decembrie 1989. Deci a fost pe de o parte această presiune a cenzurii, a sistemului despre care vorbeam că a determinat o rezistență, o vertebrare a discursului literar și critic. Deci un fel de efect pozitiv al un fel de reziliență, apropo, da, și de titlul da, podcast nostru. A, da. a detena niște anticorpi. Exact. Ai, nu numai ai literarului românesc, ci și ai moralității, ai valorilor, cum spuneam, spirituale. Ca, fiindcă atunci când ești supus unei presiuni, încerci să-i rezigi, să, rezici, să te ori, aperi. Ori ești mai da? puternic, ori... Da, și atunci miza scrit, scriturii tale crește scritura ta devine importantă și pentru tine și pentru public, pentru cititori care sunt mult, mult mai mulți într-un regim totalitar decât într-un regim liberal. Deci, aceasta este o primă explicație. Și a doua este aceea că uh, literatura română uh, postbelică, post-60, uh, a devenit, cum foarte bine spuneai, o instituție în sine de care tovară și Ideologii începuseră să se teamă chiar. Aveau o mare celebritate, scritorii din generația 60 sau cei dinainte, Marin Preda, de pildă, era un nume, Marin Preda, de care nimeni nu putea să facă abstracție, pe care nimeni nu putea să le stompeze. În anii 70-80 Ei bine, ce se întâmplase cu un nume la fel de important Pentru, pentru Dumitriu în 1960 Când el fugise în Occident Nu s-a mai vorbit deloc despre Petru Dumitriu După 1960 Îl șterse să răpur și simplu din uh, literatură E Cu Marin Preda și cu Buzura în anii 70-80 Nu mai puteau să facă acest, uh, acest lucru Deci uh, literatura română și a creat acest anticorp, chiar acest metabolism, și uh, a știut să-și apere uh, sfera specifică. Și prin asta a, a devenit foarte puternică, fiindcă, dacă niciun regim totalitar nu te poate înfrânge, înseamnă că nimic nu te poate înfrânge. Și atunci, după 90, de ce nu mai este, sau poate mai este, literatura română o instituție? E foarte era... firesc. E foarte firesc să fie așa. Să nu mai fie. Ok. A avut loc o decompresie, s-au da. schimbat complet uh, sistemele și subsistemele, și literatura de simbolică? literatura bine. nu a mai fost în centrul uh, culturii și cultura nu a mai fost în centrul societății, așa cum se întâmpla în regimul totalitar, de ce? Fiindcă acolo nu aveam presă liberă, nu aveam societate liberă sau deschisă, nu aveam partide și politice. Și pentru toate astea. Nu va? aveam partide politice, nu aveam televiziune, nu aveam entertainment, nu aveam dreptul de a călători în străinătate, nu aveam nimic. Și atunci literatura uh, se impregna sau măcar se atingea de unele dintre aceste funcții nespecifice ei, fiindcă literatura nu este obligată să fie neapărat un document istoric și moral. Deci ar trebui să fie o elegie. Lui... Dar delirul era sau da, ceva. O elegie a lui Nichita da. Stănescu să spună ceva despre realitatea istorică înconjurătoare. Nu e obligația uh, modernismului uh, poetic să se îmbibe de realitate. Uh, dar înainte de 89, literatura, uh, din motivele pe care le-am enumerat, se impregnase de toate aceste funcții și atunci ea atrăgea ca un magnet interesul unui public foarte larg. Când veneau occidentalii la noi și vedeau ce tiraj au cărțile românești, chiar și cele de filozofie, da. se minunau. Erau zeci de mii de exemplare care se vindeau din niște filozofi foarte dificili, Heidegger și așa mai departe, în timp ce în Occidentul Liber... Uh, filozofia, poezia, proza, literatura interesau numai pe cei interesați, indiferent de cum este regimul politic sau nu. După 1989, în condițiile acestei decompresii și re resetări, schimbări de paradigmă socială și uh, societală, uh, când uh, societatea a devenit tot mai importantă și statul tot mai puțin important și mai, mai slab. Și societatea tot mai puternică, când interesele celor care formează societatea au devenit specifice, divergente, specializate, fiecare în categoria lui, în nișa lui, în area lui de, de preocupări, literatura a rămas să intereseze numai pe cei un procent foarte mic de oameni realmente pasionați de literatură. Și atât. Literatura nu a mai avut niciuna dintre funcțiile dinainte, extraliterare. Literatura a rămas, să spun așa, pură. Dar asta e normalitatea? Da, asta e normalitatea. Așa era și în epoca interbelică, când din revista Zburătorul al lui Lovinescu se vindeau 300 de exemplare. Lucrurile acestea sunt valabile în mod aparte și pentru poezie, personajul tău principal din linia de contur 2? La poezie este decalajul și mai mare, fiindcă... Adică drama și mai mare nu e neapărat o dramă. Asta să este, 50-100 de exemplare este con... și să... atâția, cititori, atâția? atâția cititori de poezie sunt în România. Aceștia sunt, nu sunt mai mulți. Uh, și uh, eu spun că la poezie nici nu trebuie să fie sute, zeci de mii și sute de mii de cititori, fiindcă o poezie care este înțeleasă de 100 de mii de cititori nu este o poezie valoroasă, cu unele excepții. Uh, câte... Exemplare a avut Eminescu, câte exemplare a avut Bacovia, câte exemplare a avut Arghezii, cei mai mari poeți ai noștri. La momentul Apariției? La momentul Apariției au avut câteva sute de exemplare, cel mult câteva mii, în timp ce în regimul comunist, un volum de Nikita Stănescu, de pildă, se publica în zeci de mii de exemplare, ceea ce evident era gonflat, era uh, supra-înălțat față de gustul publicului și față de capacitățile publicului de a înțelege poezia lui Nikita Stănescu. Nikita Stănescu nu e un poet pentru mase, așa cum nu era nici Ion Barbu. Deci, Nikita Stănescu, în mod normal, trebuie să se vândă exact așa cum se vinde și Ion Barbu și orice alt poet dificil, ermetic, uh, criptic. Și cei care trebuie să se vândă mai bine sunt poeții de tip Goga, Coșbuc, Adrian Păunescu, Ioan Alexandru, poeți mai cu filon din acesta social, an. național, patriotic, politic, uneori, da. politic deci da. care nu fac o poezie de tip modernist și în formulă criptică. Deci, înainte de 1989, aveam niște tiraje amețitoare, și în proză, și în poezie. Și după 1989, situația a revenit la conturul la linia ei firească de contur. Care este, de este gola, o normalitate not? dureroasă, dar da. este o normalitate aceea că uh, un roman se vinde în 1000 de exemplare, cam aceasta e media, o carte de poezie în 300-500 de exemplare Asta e un succes deja. este deja un succes și o carte de critică, tot 500 de exemplare. Atâția sunt cititorii interesați de critică literară în România. Rămânem însă la poezie, personajul încă o dată principal din linie de contur 2. Care e, pentru poezia românească pe care o survolesc tu aici, Daniel, echipa ta de bază? Să zic așa, cu ce echipă de poeți ai merge la olimpiadă, la mondială, la Europene? Ce jucăm? Fotbal, basket, hockey? Alege numărul. La... Basket, care îți convine? basket, fiindcă tocmai am văzut cu băiatul nostru final la NBA. Dar echi vrei, da? Echipa lui preferată a, da, a câștigat. Da. Milwaukee Bucks Și uh, jucătorul lui preferat. A da, a câștigat vino? după 50 de ani. Uh, și acolo la basket sunt 5. Uh, mai schimbe. Au și rezerve. Și în această echipă de 5 uh, n-aș vrea să introduc niciun scriitor român contemporan uh, în viață. De ce? Din diverse fiindcă... Rațiuni. Nu, fiindcă ei sunt încă în evoluție, deci uh -huh. sunt încă pe o linie care poate să urce sau poate să coboare. Okay. Prefer pe cei cu linia încheiată, biografic și poetic, și mă potrivesc foarte bine în această selecție cu selecția lui Mircea Cărtărescu din Levantul, unde eroii ajung la un moment dat într-o. Sală uriașă, și ajung și văd niște statui în diferite săli de acolo, și statuile, fiecare statuie începe să vorbească când îi vine rândul, și începe să vorbească în stilul unui anumit poet uh, clasic. Prima statuie este și din echipa mea, este a lui Eminescu, deci Eminescu, apoi sunt uh, Argezii, Bacovia, blaga și Ion Barbu. 4 și cu 1 5. Uh, cred că o să depășesc totuși. Păi, a zis uh, că numărul și jucătorilor totuși, da? la baschet la 7, da? La șapte, da? avem în uh, epoca postbelică pe uh, Nikita Stănescu, Marin Sorescu. Marin Sorescu, mai ales cel din la Lilieci. Ok. Uh, Leonid Dimov. 8 deja. Și atât. A, după aceea. Fiindcă ajungem la, cu ceilalți trec ne complicăm deja. Da, dar, trec deja în cei dar care sunt activi, și astăzi. Nicio femeie. Nicio femeie. E mai ușor să greșești? Să Ar te... fi putut să fie Nina Casian. E foarte aproape de acest uh, uh, echipă titulară. Ar fi mixt atunci. Uh, e mai ușor să greșești sau să te să te înșeli în poezie decât în proză când faci critică literară? Există critici specializați pe proză și critici specializați pe poezie și care nu se aventurează dincolo de da, granițele genului, domnului. ceea ce arată că ei au o reticență în a aborda un alt gen și au un know-how superior în genul pe care și l-au ales. De pildă, Gheorghe Grigurcu. Da, poezie, 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 poezie și a mai scris și despre critică. Da. Uh, Ion Simuț, proză, proză, proză. Deci numai despre numai despre proză. Uh -huh. Ceea ce arată că există diferențe între abordarea unui gen și abordarea celuilalt, fiindcă dacă n-ar exista, ei ar face o critică, să spunem, generalistă, ar... Asimila substanța și spiritul fiecărui gen și structurile lui specifice. Eu nu scriu altfel despre poezie decât scriu despre proză, dar am alt instrumentar, am alte instrumente. La poezie sunt instrumente mult mai subțiri și mai fine, în timp ce la proză poți să vezi ansamblul, Da, și poți să vezi de multe ori legăturile literaturii pe care o citești cu societatea, cu viața, ceea ce te duce în alte domenii decât acel al literaturii propriu-zise: adică politică și zici. da. Nu? Politic, politică și politologie, sociologie, antropologie, uneori economie, istorie, tot timpul. E E firesc ca atunci când citești un roman care se desfășoară pe un anumit fundal istoric și social, și autorul mizează pe reliefarea acelui fundal, să faci legătura cu istoria propriu-zisă și comparațiile de rigoare. În poezie, ești numai cu poezia, minus această formă ușor pervertită, de care spuneam a poeziei sociale, naționale, patriotice mm. care nu mi-a plăcut niciodată. Uh, deci să vii cu niște instrumente uh, foarte fine uh, și să intri în uh, expresia poetului respectiv, nu în ideația lui, nu în simbolistica lui, uh, nu în uh, elementele... Coroana de corelații, să zic, da? Da. Uh, uh, trebuie să intri în expresia lui, deci să uh, ajungi să decelezi de ce anume scrie el în felul acela și niciun alt fel? Sonda estetică e, de fapt, da. alfa și omega aici. Da. În ce, în ce fel uh, poetul se suprapune fără rest cu expresia lui și uh, să identifice acest raport? Care sunt, din punctul tău de vedere, marile mize reale? Și care sunt mizele false, pe de, de altă parte, pentru un critic literar? N-ar trebui să avem mize sociale uh, și mize de carieră. Deci, literatura este ceva atât de frumos, și în sine, și în, uh -huh. în ansamblul ei. Este ceva care ține de sfera gratuității. Uh, îți pretinde o contemplație uh, bucuroasă, senină, serenă, uh, o contemplație de tip uh, estetic. O bucurie resuscitată de a uh, vedea uh, în paginile pe care le citești uh, lucruri care rămân în memoria ta cognitivă și afectivă. Deci, să transformi uh, scrisul despre literatură într-un mod de a parveni social, să scrii bine despre un autor, fiindcă are o anumită funcție, fiindcă îți oferă un anumit beneficiu să scrii pentru carieră, pentru bani, pentru poziție socială, pentru orice altceva în afară de plăcerea pură și gratuită a literaturii, este un demers, după părerea mea, nu numai profund greșit, dar și perdant pe termen lung. Toți criticii care au ținut mai mult la cariera lor decât la literatura despre care scriau, niciunul dintre ei n-a rămas în istoria literaturii. Și, din potrivă, toți criticii care au renunțat la cariera lor sau au pus-o pe planul 2 în raport cu literatura despre care scriau au câștigat. Și iarăși, mă întorc pentru a treia la Lovinescu, care a fost toată viața, a rămas un profesor de liceu. N-a fost profesor universitar, n-a fost academician, n-a avut nicio funcție înaltă. Pe care ar fi meritat-o cu prisosință, da. dar a fost și a rămas Lovinescu, și asta i-a fost, fost suficient, cum spunea chiar el. Sunt critic literar, nici mai mult, dar nici mai puțin decât atât. A rămas Lovinescu, ba chiar E, Lovinescu, da. Da. în formula asta foarte frumoasă. Ce îi se întâmplă bine, de bine, astăzi, în zilele noastre, în ultimii ani, poeziei românești, Daniel. Îi se întâmplă bine uh, această proliferare de, de formule. Uh, la un moment dat se intrase așa într-un fel de manierism uh, minimalist. Toți scriau, toți erau minimaliști și scriau cam la fel, așa cum și în filmul românesc. La un moment dat a fost o, un trend al uh, minimalismului uh, cinematografic, și filmele începuseră să semene foarte tare unul cu celălalt. S-a depășit această fază, și uh, sunt grupuri de poeți și uh, voci distincte, fiecare cu maniera lui specifică, cu încercările lui de a, sau ale ei de a de. face poezie într-un anumit fel. Foarte multe contacte benefice, și ele cu literatura străină. Cu poezia franceză, poezia din Statele Unite, poezia din Italia și așa mai departe. Deci, călătoresc la propriu și la figurat poeții de azi în toate direcțiile și în toate zonele, iar de când cu democratizarea informației și a mesajelor adusă de internet, acest contact este unul foarte. A devenit ceva banal. A intrat ceva în fire. De a devenit bani. în fire. Da. Și asta este foarte important da. pentru un poet și pentru un scriitor: să aibă mintea deschisă către mai multe puncte cardinale. Și să nu se gândească numai ce vers va scrie, dacă va trece sau nu la cenzură, și pe ce mașină de scris își va bătea poemul, fiindcă va trebui să meargă cu ea la miliție să-i ia caracterele. E alt... E alt mod... Alt de a, cadru, alt... Da. Alt mod, alt, cadrul diferit determină o gândire diferită exact. și o expresie diferită. Am putea spune că și criza actuală a poeziei românești e ceva... Benefic. Benefic, da. Pentru ea. Da. De ce? Fiindcă întotdeauna crizele sunt, sunt bune. Și spunea foarte bine, la un moment dat, Andrei Pleșu, într-un text care era despre viața omului în general, nu era despre literatură, dar se potrivește foarte bine și cu profilul scritorului, spunea Pleșu așa. În momentul în care toate îți merg bine, ai o carieră împlinită, ai o familie fericită, ai câștigat foarte mulți bani, ai o stare de sănătate perfectă, totul, totul îți merge bine, și în momentul ăla ești un om mort. Ești, ești un om care nu mai poate să evolueze, care practic nu mai trăiește, care nu mai duce o existență cu variabilele și cu inefabilele ei. Și avem situația asta la unii scritori care, atunci când când erau săraci și scriau în bucătărie la flacăra aragazului, fiindcă era frig, și scriau pe o masă precară de, de lemn sau de plastic. Scriau niște capodopere și care când uh, au o viață împlinită a? scriu într-o vilă, uh, sunt traduși instantaneu uh, în mai multe limbi. Uh, Mircea Cărtărescu, de pildă, scrie mult sub nivelul uh, la care o făcea în tinerețe, uh, excepție făcând romanul Solenoid, care este unul uh, extraordinar, după părerea mea, dar restul, tot ce a scris Mircea Cărtărescu în ultimii ani, a fost sub nivelul scrierului de tinerețe. Deci, iată cum atunci când Ești în criză atunci când te lupți cu niște constrângeri, cu niște determinări, cu niște precarități, dai tot ceea ce ai mai bun și faci performanță literară, iar atunci când le ai pe toate la îndemână, scrii și când ești perfect oficializat, scrii la un nivel nesatisfăcător pentru un critic exigent. Ce -i se întâmplă, pun din nou o întrebare în oglindă, rău în poezii românești de astăzi? Rău de rău? Ce nu e ok cu poezia noastră de acum, din ultima vreme? Dacă aș fi poet, dacă aș fi poet, dar nu ești, nu sunt, nu m-aș plânge de nimic. Firește că scritorii mai mereu au tendința de a se plânge de a fi așa puțin lacrimogen sau de a protesta împotriva unor lucruri, de a fi uh, revoluționari, de a fi virulenți, uh, de a bate cu pumnul masă, uh, de a prinde cât un uh, microfon și a articula cât un mesaj în acesta de protest, cum a făcut de pildă o tânără poetă, Medea Iancu, la Botoșani, când s-a urcat pe scenă și a citit niște versuri care i-au șocat pe cei din sală care erau un public mai degrabă conservator veniți la ziua lui Eminescu uh, să asculte aceste versuri uh, șocante și acest uh, protest uh, al unei tinere poete. Deci e firesc și e normal ca uh, poeții și în general scritorii, dar mai ales poeții să fie reactivi, să fie implicați, să aibă acuitate, să fie vocali și așa mai departe. Dar n-aș spune că ei ar trebui să se plângă de ceva. Dar în cultura poeților de astăzi e ceva rău? Am discutat despre ea deja. <laughs> sunt și tine, sunt încă tineri, au timp să, au timp în să recupereze. În cultura obraznică, să fiu și mai dur, Au timp să, Au timp să recupereze și uh, cu toții am trecut. E drept, când eram puțin mai tineri, cu toți am trecut printr-o fază de iconoclasm, de turbulență a creșterii. Poate că la unii dintre ei a venit mai târziu acest iconoclasm. Eu țin minte că în clasa a 10 -a, în clasa a 11-a, eram destul de diferit de cum sunt acum. Iar Joe Boxa, ca să dau acest exemplu, pe care îl dau studenților, ca să le strânesc interesul pentru poezia lor, le povestesc cum Joe Bogza, când era tânăr, mergea pe stradă cu un prezervativ înodat la gât ca un papion pentru a-i șoca pe cei burghezi cu care urma să se întâlnească pe calea victoriei. Și același Bogza, tânărul Bogza care umbla cu prezervativul la gât ca papion, la bătrânețe, în anii 70-80, ducea flori în fiecare an, la statuia lui Eminescu, din fața Ateneului. Deci, boxa ilustrează foarte bine și faza de tinerețe iconoclastă și faza de așezare și sedimentare a, a maturității și a senectuții. Înțelegte. În cazul în care le vin idei tinerilor de tinerilor poezie de a se repete <răzări> exemplul unul pe care l-ai dat, da. să spunem că s-a dat, cum se zice, pe da. rețelele sociale, da. așa că nu mai e cazul. Da. Linia de contur 2 e despre poezie. Uh, linia de contur 2 plus linia de contur 1 egal love, cum s-ar scrie <laughs> și pe rețelele de sociale, nu-i așa? Sunt uh, două volume foarte diferite. Uh, Dar sunt surori, cumva, sau frați, sau. Da, au gemelare, au, sau au, același, complementare. Părinte. au același părinte. <laughs> da? <laughs> au același părinte și, fiindcă a venit vorba, trebuie să mulțumesc familiei mele uh, și copiilor și soției, fiindcă în fiecare weekend. Din ultimii 12 te ani, suportă, da? câți sunt cuprinși în această carte? Sunt 12 ani de muncă. Da. Uh, în fiecare weekend, uh, eu am stat să citesc și apoi am stat să scriu, le-am cerut liniște, nu chiar cu duritatea lui Caragiale, care urla la progenitura lui să, să facă liniște, să se poată concentra, dar uh, ei m-au sprijinit în acest fel. Uh, nu e, nu e ușor să fii cronica literar nici pentru cel care face cronica literară, nici literar, pentru, nici familia, pentru lui. familia lui. Sunt un fel de coautorie, da. la modul subtil. Cele două volume sunt uh, uh, frați sau surori, dar nu sunt gemeni. Da. Uh, din motivele pe care le-am expus deja, analiza și interpretarea de poezie. Sunt de două registre diferite. Da, are un cu totul alt instrumentar da. decât cel al prozei. Întrebarea mea și ultima întrebare, totodată legat de ce uh, spuneam puțin mai înainte este următoarea. Cele două volume oare arată, indică spre o nouă istorie a literaturii, Daniel Cristianache? Te-ai băgat la așa ceva? Uh, El e în mintea ta acolo o idee? Firește, dar nu, dar nu o istorie a literaturii române în care să-mi iau Cronicile deja publicate și să le dau pe post de capitole de istorie, așa cum -a făcut am, recent. Am văzut, da. că se, am văzut că se practică. Mi-ar fi foarte simplu să iau cele, nu mai știu câte sunt, volume de cronici literare. Ultimul înainte de linia de contur 1 a fost în 2009. Deci, 2001, 2005, 2009, trei volume, și cu acestea două 5 volume să o iau, de pagini, lor, să iau o cos uh, ca Eugen Simion sau ca Mihai Ovanel să cos o cronică una de cealaltă și să spun, iată o istorie a literaturii române contemporane. După părerea mea, o istorie a literaturii trebuie scrisă uh, cap coadă într-un anumit interval de timp ea trebuie să aibă aceeași scritură, să fie scrisă la aceeași vârstă, în aceiași ani, 2-3 sau cât va dura redactarea, să aibă aceeași stilistică, să aibă aceeași intensitate a scrisului, să nu reciclezi, să recuperezi texte vechi de 10, 5, 3, nici măcar de acum un an, fiindcă o istorie se scrie altfel decât o cronică literară. Atunci când faci cronica unei cărți, te referi la cartea respectivă, când faci istorie literară, te referi la întreaga creație a unui autor. Deci, nu poți să faci într-un capitol dedicat, să spunem lui Ovidiu Genaru, în istoria unei literaturi naționale, să ții cronicile despre Genaru, să le pui cap la cap și să faci Ufândiță capitolul. Și, da. Trebuie să faci o sinteză despre poezia lui Ovidiu Genaru, în timp ce în cronici faci mai degrabă o analiză pe text. Deci, o istorie a literaturii române care nu va fi numai a literaturii române contemporane, vreau să fie a literaturii române în întregul ei, de la origini, care, din fericire, nu sunt foarte îndepărtate în literatura română și până în prezent, pretinde o documentare serioasă, sistematică, o recitire a tuturor cărților importante din istoria literaturii române și, la final, în 2, 3, 4, 5 ani, pur și simplu scrisul chiar la istoria respectivă. Cum spunea foarte frumos Călinescu când era întrebat la ce mai scrie, zicea Îți spun, da, te rog să nu mai spui la nimeni, să nu-mi fure cineva ideea. Scriu la o istorie a literaturii române de la origini până în prezent. E valabil și pentru, și pentru tine. Dar nu mai spunem la nimeni. Da. da. Chiar când cred, o vezi? Chiar cred că... Peste 10, 15, 20 chiar de cred de ani? că, Chiar cred că literatura română merită una sau mai multe istorii ale întregului fenomen literar românesc din toate epocile consolidate istoric și cultural, și o asemenea carte să arate pentru un cititor român sau pentru un cititor străin să arate ce înseamnă literatura română în întregul ei, care sunt particularitățile ei, dacă are niște elemente de specificitate, dacă are niște elemente de tangență cu alte literaturi. Și uh, mi se pare absolut uh, firesc să mă angrenez într-un asemenea efort. Încă o dată, peste 10, 15, 20 de ani? Cum Încă spunea, spunea Tolstoi în jurnalul lui, scria de fiecare dată DVT la sfârșitul însemnării sau postării, cum am spune noi astăzi, da. dacă voi trăi, uh, va veni la un moment dat. Din mantaua cui, cărui predecesor? Unde, în ce linie? ar putea să fie mai aproape de cine? M-ai întrebat la un moment dat în acest dialog foarte substanțial pentru care îți mulțumesc foarte mult. Și mulțumesc. Și îți mulțumesc dată după m a întrebat la un moment dat despre modelele mele, despre mentori și mi se pare că nu ți-a răspuns. Nu, e timpul cu ESCU, nu? E timpul. Primul model a fost evident cel al lui Valeriu Cristea, un critic de proză în special, un critic al uh, profunzimilor și al marilor autori, nu numai români, ci și străini, Cervantes, uh, Dostoevski uh, și cu analiză în această infinitezimală a uh, creației extraordinare a unor uh, mari autori. Pe când un cronicar se ocupă și de autori mai uh, puțin importanți. Al doilea uh, model este cel al lui uh, Nicolae Manolescu, și ca cronicar literar, el este cel mai longeviv, are 32 de ani de carieră de cronicar. Eu voi ajunge la anul la 25. Și ca istori literar, nu numai pentru calitățile scrisului lui, ci și pentru perspectiva estetică asupra literaturii. Mă recunosc în această abordare, nu estetizantă, dar estetică să sesizezi de ce este importantă o operă literară și nu alta, care sunt calitățile artistice ale unei poezii și lipsa calităților într-o altă poezie, uneori chiar a unui așa, așa autor. Nikita Stănescu, de pildă, de ce o poezie a lui este slabă și alta este Vai. capodoperă și tu să explici de ce prin perspectiva ta estetică, în ce constă această diferență? Deci, istoria literaturii române, așa cum o văd eu, va fi o istorie estetică a literaturii române. O așteptăm la un moment dat. Îți mulțumesc, Daniel, pentru acest dialog. Daniel Cristaienache, Linia de Contur 2 la podcastul Spandugino, Reziliență prin, prin Cultură. Ne vom, ne vom revedea foarte, foarte probabil. Într-un asemenea cadru, te felicit și încă o dată îți mulțumesc pentru dialogul de astăzi. Mulțumesc și eu încă o dată.